Pus frumos, da, păi în așteptarea mărțișorului am dat ghioceii la o parte. Doamne, e un frizer bun în Cluj, Angel. M-am tuns la el o oră și am și filmat, că m-a filmat el, că ăsta e de ăla. Filmează clienții, să vedem ce ieși. O să pună el pe internet filmarea luna viitoare. Dar îmi place cum m-a tuns. Doamne, părul ăsta nu crește regulat, e neregulat și l-a nimerit. O nimerit o freză. Să ziceți și voi în comentarii, destul de bună dimineața, ce faceți, cum sunteți? Ne pregătim să părăsim luna lui Făurar și să intrăm în luna Mărțișor. 31 de zile, toată luna martie este sub semnul Mărțișorului, așa că grijă, dragi bărbați, cum dați Mărțișorul, așa ne merge toată luna. Făurar, luna Făurar, adică a făuri ceva, a face ceva, a făuri ceva, nici măcar bugetul. Acum au zis că poate de mărțișor om avea buget, dar urmează dezbaterile, urmează... Parcă și văd ce o să fie în Parlament, ce dezbateri, ce discuții aprinse pe buget, punctuale, obiective, la, cum să zic, făcute de experți, observațiile. Sau iar o să se fluiere, o să se huiduie, o să se înjure, o să se... Baiul e altul. Că doamna Șoșoacă are interzis pe Facebook o lună. O dat-o Zuckerberg, o dat-o deoparte, ori blocat-o puțin, că dânsa a vorbit ce a venit la gură. Și acum n-are Facebook? Bai de capul meu, asta știre. Știrea finalului de februarie. Doamna Șoșoacă a rămas fără Facebook. Păi cum e doamna Șoșoacă fără Facebook? Zice și voi, doamna Șoșoacă fără Facebook e ca maestrul Lăcătuș fără minge, cum era melodia aia de la Bug Mafia. Doamna Șoșoacă fără Facebook e ca nunta ca fără lăutare. Șoșoacă fără Facebook... îi ca whisky-ul lui Băsescu fără gheață. Doamna Șoșoacă fără Facebook e ca și Cluj-Napoca fără Emil Boc. Șoșoacă fără Facebook îi, ziceți voi la comentarii până iau o gură de cafea. Deci Șoșoacă fără Facebook e ca puncte, puncte și continuați voi. Doamne ajută-ne! Vă urmăresc ochii din umbră, ochii din pădure. Cea mai numeroasă pădure, cea mai bogată pădure din zona Clujului se află la mine pe cană. Cafea bună de pe buymeacoffee.com/nicubendea, primită cu drag de la Florin din satul mare. Mulțumesc, Florine! Și în descrierea cafelei zice Florin, zice, e singura factură pe care o plătim cu drag lunar. Vedeți? Vedeți ce înseamnă obișnuința, puterea obișnuinței, factură. Când auzi de factură, numai să o plătești, numai să o amâni cât mai încolo. Factură la gaz, factură la... Radet, factura pe care au plătit-o Florin e un fel de factură la râdet. Deci, doamna Șoșoacă fără Facebook e ca pișarea fără pârțuri. Ca... Scrieți voi la comentarii, că de asta v-am provocat și vă mulțumesc că scrieți zilnic câte ceva și vă pot și eu răspunde. Da. Ce să zicem? Nu. În bugetul ăsta ai prins și metroul de la Cluj-Napoca. M-am bucurat să citesc știrea asta. Vreo 4 milioane de euro se dau pentru metrou și tren metropolitan. Când te gândești că mai are de făcut rost domnul Boc numai de vreo 986 de milioane de euro, mai avem de așteptat vreo 230 de ani până să se termine metrou. Dar noi avem răbdare, pentru că în Ardeal suntem foarte răbdători, foarte răbduriți și foarte încrezători. Bine, o să se pună bani și de la bugetul local, poate mai primim ceva fonduri europene, dar totuși, e bine că are grijă de noi guvernul, 4 milioane pentru tren și pentru metrou și de restul mărășești. Că vezi tu, că e bun și un metrou la casa omului, e bun și un tren, că ieri... Niște zboruri de pe aeroport, de aici, de pe aeroportul Avrameancu din Cluj-Napoca, au fost cam perturbate, atât la plecare cât și la sosire, de un stol de păsări. Mă, și păsările alea, da, să mai iau la întrecere, mai fac câte o liniuță cu Wizz-ul, cu Blue-ul, că ce să facă și ele, stând atât în aer. Dar te gândești că vii din Zanzibar și pe când s-aterizezi, îți zice pilotul, grijă mare că trebuie să ocolim păsările. Nu știu ce păsări, nu fac comentarii care să, da... Și la plecare în Hurghada, în Egipt, păsările au încetinit un pic zborul. Deci de-aia e bine să ai trenul tău, e bine să ai... Nu, cine știe ce păsări sunt acolo la mii de kilometri, mii de metri altitudine. Poate or fi fost îngeri, nu știu. Îngeri știu că o să avem la Catedrala Mântuirii, o să avem niște vitralii, sau nu știu ce, nu cred că vitralii, niște mozaicuri. Mozaicuri cu îngeri. Îngeri de 13 metri.
Fecioara Maria de 16 metri, acolo pe pereții catedralei, și îngerii de 13 metri. Măi, eu știu că asta, că icoanele astea trebuie așa, să te umanizeze, să te îmblânzească, să te încălzească, să te facă să te pui așa ca un pic în postura omului care nu a făcut pătăte bune în viață și zice, bă, dacă am intrat aici să mă rog, poate. Nu, intri în catedrală și vezi dita mai îngerocul de 13 metri, un înger, dar aripile o să fie de 5-6. Nu știu, așa grandoare. Intri în catedrală, îngeri de 13 metri, poliții în aur, bineînțeles că așa ai lăsat să fie poliții în aur cu mozaic de cea mai bună calitate de la Veneția. Adevărul e că suntem prea săraci ca să ne luăm lucruri ieftine. Îngeri de 13 metri. Vă dați seama că și rugăciunile trebuie să fie așa, pe măsura dimensiunii, amplorii, nu știu ce să zic. Să scrieți la comentarii, mi se pare cam mult, așa e. Un pic de opulență, mai ales în perioada asta. Puteau să mai lase, să mai treacă și să facă numai ce e minim necesar ca să se facă slujbele în interior și apoi după aia mai vedem noi. Punem îngeri de 13 metri sau de 11 metri, nu, că zicem care de la 11 metri penalti. Faceți-l de 15, că vă mai dau eu mozaic, înțelegi? În huș, în timpul ăsta, în huș, știți ce s-a întâmplat în huș? Nu știu, dar știu că Andreea din Germania e curioasă și a contribuit la cafeaua de azi de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Andreea din Germania, zice, s-a plecat direct de pe băncile UMF-ului și a luat zborul ca îngerii de pe băncile UMF-ului, s-a dus în Germania să-și facă business-ul ei în domeniul sănătății, felicitări. Zice, aștept ora 9 în german și speria, zic, dacă trebuie să vorbesc de la 9, zic, am pus-o, că e cam de vreme. Zice, nu, Andreea, zice, aștept ora 9 din ora 9 a Germaniei, adică 10 în România, că zice, nemții ăștia nu prea simt umorul, zice, râde între ei, dar noi nu prea înțelegem. Așa, deci cafea de la Andreea din Germania, mulțumesc, buymeacoffee.com/nicubendea, acolo e. Acolo se poate dona o cafeluță. Deci în huș erau doi oameni ai străzii. Și o doamnă care are o mică fermă, o mică afacere, a zis, bă, haide să, mai ales că aveau niște vârste oameni, 50 de ani, haide să vă ajut, că vorba aceea. I-a luat de pe străzi, a îmbrăcat, i-a spălat, salariu bun, 2000 și ceva, le oferi și ea de post. Nu, dar ce să lucreze oamenii de banii ăștia? Păi nu puteau să spele cu furtunul încăperile, că era presiunea prea mare și îi dărâma. Nu puteau să facă altceva, că era prea greu. Dar, în schimb, oamenii străzii din huș mergeau tot timpul pe la bucătărie și cereau de băut. Ei, nu li s-a dat de băut și ei ce au făcut? Au văzut un butoi mare în care se strânsese laptele recoltat dimineața, vreo 800 de litri. Și oamenilor li s-a făcut sete. Și ce au zis? Ei, bă, hai să bem niște lapte, mai ales că e proaspăt, bun. Dar în loc să ceară, în loc să întrebe, mă, cum facem totuși un recipient de 800 de litri? Cum să... Au văzut ei un alt bidon mai departe, tăiat, zice, hai să luăm cu ăla din lapte. Și-au luat cu un alt bidon din bidonul mare și-au băut lapte. Numai că bidonul folosit pentru a lua lapte avea urme de motorină. Și așa că ce-au făcut ei? Au contaminat cu motorină toată producția de lapte din acea zi. Încă o dată ce se dovedește, că facerea de bine este, și continuați voi la comentarii, facerea de bine e ca Șoșoacă fără Facebook. O zis doamna Șoșoacă, zice, nu mă interesează, intru de pe contul soțului, intru, nu vedeți că-s bun bărbații la ceva, dacă au cont de Facebook. Deci îl dau în judecată, dau Facebook-ul în judecată, o să câștigăm și cu banii ăia mai vedem noi ce facem. Da, am și o veste bună la final. Băiețelul care urmează să-i se nască, celebrul lui Culiță Sterp, va primi un nume frumos. Mama Geta, mama lui Culiță, a zis că nepoțelul ei se va numi Mihai. Bă, e o manevră bună. Mihai e un nume frumos, de sfânt, de arhanghel, nu? Arhanghelul Mihail și Gavril. Acum stau și mă gândesc că dacă un înger are 13 metri, un arhanghel care e mai sus un pic în ierarhia îngerilor, de cât o să-l facă? O să iasă în sus din catedrală? Nu știu, nu mă bag. Decât să te cheme Culiță, eu știu că eu sunt Nicu, de la Niculae. Și apoi mă mai luam la mișto. Ce faci, Culiță?
dacă te cheamă Mihai, e altceva. Doamna Geta, mintea ți-a avut că puneți nume frumos nepotului. Gata cu făurarul, gata cu săptămâna lucrătoare. Am făurit aici 5 videouri frumoase. Mulțumesc de urmărire, de abonare. Mulțumesc pentru faptul că îmi scrieți comentarii. Vă aștept și după acest video acolo la secțiunea descris. Un weekend plăcut, zile frumoase, zile senine și ne auzim luni de la 10 în prima zi de mărțișor, în prima zi a mărțișorului. Să ne gândim bine și să luăm cadou potrivit pentru persoana potrivită. Numai de bine!